Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele Sosia din cartea grasă și proastă a regretatei Erodica Ojoc Brașoveanu. Aceasta este penultima povestire din carte. Mai avem una singură mâine și am terminat cartea. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem. Dacă stăteai să te gândești bine, fuseseră toată viața mai apropiate decât două surori. Se știau din școala primară, urmaseră împreună liceul la Câmpul Lung Moldovenesc, orașul de Baștină, și aceeași facultate, ISEP-ul, cum îi se zicea pe atunci, la București. Se căsătoriseră în același an, luând bărbați asemănători, cum se cade, gospodari și familiști, inși care nu se iluzionau în legătură cu importanța trecerilor prin viață, ceea ce însă nu îi făcea mai puțin fericiți. Ele însele, Lia și Jenny, se asemănau ca tipologie până la confuzie, iar trecerea timpului atenuase chiar micile diferențe care existaseră odinioară. Azi se cățărau spre 70 de ani, două rățișoare durdulii, nostime cândva, cu permanentul creț și roșcaliu, din plante, al tuturor foliculinistelor de vârstă medie și mai avansată. Găteau gustos, așa cum apucaseră ele la mama în Moldova, mâncau vârtos, trăgeau așa de fason câte o țigară la o cafeluță dulce-dulce și se dădeau în vânt după pețit. Singurul motiv care le adumbrise viața molcomă zeci de calendare fără accidente, cu excepția inevitabilelor morminte dragi punctând orice itinerar pe această lume, îl constituie faptul că amândouă avuseseră parte doar câte un singur copil și aia de același sex recte băieți. Strașnic le-ar mai fi plăcut să se încuscrească. Ar fi fost așa, ca o apoteoză, un corolar al prieteniei lor unice. Ca să nu mai vorbim de celelalte. Știi pe mâna cui îți intră copilul, din ce familie s-a fost iscat. Un ginere sau o noră crescut sub ochii tăi, parcă ți-s mai dragi. Dar așa s-au fost tăiat cărțile și nimeni nu poate clinti nici cu un pai peste ce i-a fost scris. Când le-a venit vremea, băieții s-au însurat, după capul lor, bineînțeles, și nu al babacilor. Ștefan al ei s-a dus și dus a fost, după olteancă aprigă, iute ca ardeiul, care nu înțelegea să-și împartă bărbatul cu nimeni și mai ales cu soacra, așa că-l cărase după ea la Craiova. Nici Jenny n-o nimerise mai bine cu noră sa. O pricopsise dorul cu o lungană sălcie, fără vlagă, ziceai că tot doarme pe ea. În schimb, nazuri și ifose, cât vlașca și teleormanul. Îi tot dădea zor cu ce-a pomenit la noi acasă, de parcă Tasu ar fi fost singurul profesor universitar din România, iar Jenny cu al ei ar fi venit de la împins vagoane. Lia încerca să o îmblânzească și mai turna din cafea o păstrată caldă. Mie în locul tău, nici nu mi-ar păsa, dacă ei se înțeleg și dorul-i fericit. Nimic nu mai are importanță. Ferici pe dracu, dropia poruncește și dobitocul nici nu cârtește. Lia surâse cu apropo. E, că parcă Gogu a crâni mult dinaintea ta. Ba, pardon, sări Jenny friptă, nu se compară situațiile. Întâi că eu nu mi-am bătut joc de Gogu. Nu l-am tratat ca pe șerbii de pe moșia răzbunică-si, cum se fălește dropia că au avut. Nu i-am pretins mai mult decât a putut să-mi dea. E, așa-i, cedălia, ai dreptate. Amândouă aveau tensiune, discutaseră despre aceleași lucruri în nenumărate rânduri, situația nu putea fi schimbată. La ce să se mai zgândere? Și la o urmă, dorul era demnul urmaș al părinților lui, oameni cum se cade și blânzi care nu s-ar așeza pe scaunul altuia. Nu te uita la Jenny, mai mult gura de ea, altfel duioasă și iubitoare plângea ca bleaga la telenovele. Dar cine a văzut soacră să se dea în vânt după nurori și aia care o face mai mult jmecheră știe că șoaptele de sub plapumă se aud mai abitiri decât orice tângui de mamă. Atunci la ce să te mai vaiți dacă tu nu te ascultă nimeni? Parcă Ștefan al ei e mai breaz, dar vezi că tău rău are și un bine. O doare depărtarea, o doboară dorul. În schimb, e scutită de multe necazuri. Nu i-are sub ochii ei, nu știe ce zile fripte îi face afurisita de olteancă lui Feciorăsu și vorba aia, ce nu se vede și nu se cunoaște, nu se fluieră. Pe urmă, a mai intervenit și deprinderea.
s-a obișnuit în 30 de ani să-l vadă pe Ștefan doar când are delegații în București și să-l audă la telefon de Paște, Crăciun și aniversările de familie. Telefoane scurte pentru că Olteanca e zgârcită și după chiar vorbele ei simte fiecare impuls consumat ca pe un cuțit în inimă. Și Lia se tot întreabă cum de Ștefan, care a crescut într-o casă ca a lor, în care plăcerea gospodinei e să înșire masă îmbelșugată pentru oaspeți, conformându-se pe receptul lui moștenit din bătrâni că e o rușine să întorci platourile goale în bucătărie, înseamnă că n-au fost merinde de ajuns, se minunează Lia cum s-a adaptat fiul său la regimul de calicenie calificată instituit de Olteancă. Păi, n-o să uite o viață ce bucate izbutise noră sa dintr-un singur kilogram de carne pentru 7 inci. Auzi tu, îi se confesă consternată lui Jenny, retrăind cu obrajii aprinși perplexitatea momentului. Numai ce se întorsese de la Craiova și fără să mai despacheteze, pusese mâna pe telefon. Să tot trăiești, că ai de ce te minuna. Eram, va să zică, 7 inci la masă. Măsa cu taxul, cu scrie, adică pe urmă eu cu al meu, Ștefan cu ostrogata, cum ar veni gazdele, Bașca Doina fetița. Câtă carne crezi că a pus la bătaie? Jenny râse ridicând din numeri. Nu încerc să ghicesc de vreme ce tu abia aștept să mi-o spui. Un kilogram, țipă sufocată Lia. Un singur kilogram din care a născocit 4 feluri, ciorba cu 7 perișoare numărate. Ei, hai că le mai înflorești și tu. Jur pe capul lui Ștefan, 7 perișoare numărate, 7 sarmale, o unghie de carne acolo într-un cearșaf de varză, 7 chifteluțe, nasturii de la paltonul tău sunt mai mari, 7 ardeiași umpluți. La ce mai pui aragazul să duduie? Se miră Jenny. Aia ziceam și eu. O întrebine mamă, dar ce te faci dacă mai poftește careva vreo chiftea sau vreo sărmăluță? Vrăjmașa, că altfel nu pot să-i spun. Să uită cruciș la mine. Când s-o țărăște, ei se împletesc cu ochii, dracu știe de ce, că n-am mai pomenit și dă din fund, zice către mine. Ba să poftească, să nu mai poftească. Eu nu chem oamenii la mine de înfometați, care are bun simț să satură la el acasă. Nu vine să dea cu aspiratorul la masa altuia. De mamă, zic, așa o fi obiceiul pacii. Noi am apucat altfel. Trebuia pe semne să ne aducem merinde în traistă, ca la picnic. Aha, râse Jenny. Și ziceai de mine că nu pot să-mi țin gura. Ți-ai lăsat loc barim de bună ziua? Aș, are pielea groasă. N-o înțepi nici cu grebla. Oricum, nu-i dă mâna să se certe. Peste 2 zile pleacă ea și Ștefan în străinătate și n-au cui o lăsa pe Doina, fiindcă, mă înțelegi, cu scraia anemică, abia dă spală singură chiloții. Nu se poate împovăra cu grija fetei, care e prea copilă, care se poate descurca singură, ștrengăriță și zburdalnică. Măcar de-ar fi fost zburdalnică. Era blajină ca oaia, tăcută, ca un pian fără măruntaie. Fără să o mărturisească, Lia ar fi preferat în sinea ei ca fata să-i fi semănat Oltencii, mai pregătită pentru viață. Din păcate, se izbise lui Ștefan. În orice căsnicie, spun moldovenii, există un bou și o belea. Doina părea predestinată să fie boul. Era o fată cu trăsături incerte, blondalie, cu ochi fără gene și fără nimic caracteristic. Nici o însușire de soi în afara unui izbitor aer de candoare, dar niciun defect mare remarcabil. Genul de fată despre care femeile lucide și cu experiență din familie afirmă că trebuie să se mărite repede înainte de a li se fie evaporat aerul de prospețime specific primei tinereți. Fusese un copil bun, docil, elevă mijlocie, apoi studentă de același nivel, care nu crease probleme părinților. Se achita din toate punctele de vedere, dar nu strălucea prin nimic, mulțumindu-se să se strecoare prin viață neobservată și parcă tot pe lângă ziduri, în așteptarea destinului care nu se ivea. Lia constată cu îngrijorare că fata împlinise 30 de ani și nu avusese nicio legătură, de niciun fel, serioasă sau aventură. Când o căutai, o găseai acasă, dita mai inginera, petrecea revelioanele cu părinții la televizor și tot cu ei pleca vara prin diferite stațiuni. Jenny își compătimea sincer prietena. Nu-i cazul să disperi, chiar dacă nu-i o cadră, urâtă nu e, are o diplomă, un serviciu bunicel, nici zestrea nu-i de colo. Aia e, i-a venit timpul, dar nu și ceasul. O să vină și ăla, trebuie doar să ai răbdare. Când te gândești, nu-i lipsește nimic. Lia dădea din cap sceptică. Ea știa ce-i lipsea Doinei. Acel inefabil ceva care, dincolo și indiferent de geometria feței și a trupului, atrage camierea și reține cu lanțuri. Un ceva magic care transformă subiectul în vedetă, viața împărțind femeile în 2 categorii.
norocoasele cu câte 10 trubaduri la picioare, neștiind între care să aleagă, și nefericitele fără niciun susținător, seara având de optat între televizor și integrame. Apoi, dintr-o dată, în ceața care se îndesa pe zi ce trece, începu să licărească o steluță. Firma unde lucra Doina deschise o sucursală la București. I se oferi un post și un salariu interesante, o locuință corespunzătoare. În mai puțin de o săptămână, Doina deveni cetățean al capitalei. Ei, își spunea Lia cu satisfacție și plină de speranță, când omul schimbă locul, schimbă și norocul. Pe urmă, alte posibilități oferă capitala, ai de unde alege, mai multe ocazii să faci cunoștințe, mondenitățile se țin lanț, înveți să te îmbraci și tot felul de fițe. Însuflețită și îmbătată de nădejde, Lia gândea de parcă Craiova ar fi fost Dolhasca, iar bucureștenii abia așteptau să facă din Doina un star cu prezența abonată la VIP. De parcă la București ar fi funcționat alte norme, iar acel ceva ce-i lipsa Doinei la Craiova, în capitală nu conta sau putea fi înlocuit cu fițele pe care fata avea să le prindă mintenaș. Când dădu însă cu ochii de Doina, pe care n-o văzuse în ultimii ani, entuziasmul ei se topi instantaneu, luând liftul spre subsol. Se simțea de-a dreptul consternată. Se aștepta la un aer provincial, dar nepoată sa bătea toate recordurile, pieptănata iurea, permanent divela și cu un cârlion șic pe frunte, rochia asimetrică și complicată semnată inconfundabil de Tanti Zinger, croitora sa de la scara cealaltă și gentuța portofelaș pe umăr, Doina putea trece cel mult bibliotecar într-o comună mai răsărită. Dar Lia își depăși cu curaj starea de spirit. Toate acestea sunt fleacuri care pot fi surmontate, nimic nu e de neîndreptat. Lia își suflecă mânecile și se apucă să îndrepte. O duse la coafor, la arta modei, la cosmeticiană. Punct câștigat, fata avea o siluetă bună, nasul mic și ovalul feței fără cusuri. Aici se putea lucra, se putea scoate ceva. Și de asta dată, spre binele ei, era docilă, dornică să se autodepășească și avea încredere în bunică sa. Strategia ei dădu rezultate și spre satisfacție ei, Doina se transforma văzând cu ochii. Trecuseră doar câteva săptămâni de travaliu când, repezită într-un weekend la Craiova, a avut surpriza să constate că oamenii n-o mai recunosc. Nu devenise o frumusețe, dar, cel puțin, pierduse aerul provincial și stângaci, se identifica perfect cu tinerele din generația ei, nu mai semăna turcana plebeie rătăcită printre gazele. Chiar și olteanca de măsa se văzu silită să recunoască. Pe bătrână o taie capul la prostii din ăștia frivole și se vede că și-a dat silința. Se abținu însă să o felicite, ba se grăbi să-i îndese un ghimpe, cum că fie s-ar fi luat un aer de curvă. Lia însă își cunoștea nora și citi limpede reușita care se ascundea în spatele cuvintelor de reproș. Succesul dă curaj, generează idei, înaripează imaginația. Continuând să migălească la desăvârșirea noii înfățișări a Doinei, aerobică, lecții de dans modern, abonament la piscină, se simți într-o bună dimineață trăsnită de un gând care se mira că n-o pălise mai demult. An de-a rândul, ea și genii se necăjiseră că soarta le hiritisise pe amândouă cu băieți, ratând finalul apoteotic al prieteniei lor în cuscrirea. Dar ce nu izbutiseră ele prin propriilor copii, puteau izbândi prin nepoți. Doru și cu lungana lui de vită universitară îl aveau pe Bogdan. Doina și Bogdan. L-au adică. De ce nu? Era atât de încântată de idee încât scoase tocana de pe foc și se repezi într-un suflet la genii. Ideea o cuceri pe genii din prima clipă, dar ea era prea lucidă ca să se îmbete cu nădejde de șarte. De șarte, pentru că își cunoștea binișorel podoaba de nepot. Lia o privi îngrijorată. Păi, decât să o chivernisească pe Doina cu cine știe ce pramatie, mai bine rămâne în bătătura ei și așteaptă o întâmplare mai norocoasă. Ho, o domoli genii, ce te sperii așa? N-am spus că e omul negru, doar că are țăcănelile lui. Lia și-a prins o țigară avându-l dinaintea ochilor pe Bogdan. Era frumușel, dar nu să pice, cu ceva de dansator în silueta fină. Silueta mai căsi însă, cu o grație pe care aceasta, mai ales șleampătă, nu o avea. Cam de aceeași vârstă cu Dorina, a făcuse politehnică. Nu profesa, descoperindu-și talente de om de afaceri. Nu-i băiat rău, insistă genii, nu-i golan, e muncitor, chiar prea muncitor. Dar și scoate un ban frumos, are mână largă, totdeauna foarte atent. Mi-ai pictat o poză de băiat, o întrerupse Lia, care-i baiul atunci? Ți-am zis să are fluturi în cap. Nu îi place nicio fată. Lia se înnecă. Homosexual! Ducă-se pe pustie, ești nebună, dar binelea! I-a intrat în cap că nu poate iubi și în consecință nu se poate însura decât cu un star de cinema.
cum ar fi Talia de la telenovelă sau Andreea del Boca, atunci chiar că-i nebun. Cum ajunge la ele? Apucă măcar să le zică bună ziua. Jenny dădu sâcâită din mână și se repezi în bucătărie de unde începuse să miroasă ars. Stai un moment să sting focul. M-am trezit de dimineață cu un gust de paprika și ceva nedespus. Rămâi cu noi la dejun, acușpică și gogu. Lina se luă după ea și rămase rezemată de pragul ușii. Spun drept, că n-aveam de gând. Am lăsat acasă totul vraiște, dar mi-ai făcut și mie poftă de papricaș. Așa fuseseră ele dintotdeauna și într-o vreme, pe când mai locuiau în același imobil, veneau una la alta cu cratițe și oale acoperite, familiile ospătându-se din aceleași merinde. Din păcate, locuințele nu erau prea comode, fusese răsilite să se mute, iar ceea ce le convenea fiecăruia marcase o distanță care curmase obiceiul aproape zilnic. Și zi, nepotă, tu vrea musa-i vedetă de Hollywood. Ei, nici chiar așa, respinse Jenny turnând cu dichis cafeaua. Atâta îl duce capul ca să-și dea seama că nu se uită una din alea la el. Dar vrea o fată care să semene perfect cu stea sau alta. Cum a fost pe vremea noastră ziarista aia, am uitat cum o cheamă. Ziceai că-i geamănă cu Brigi Bardo sau Cici. Colegă de grupă cu noi jurai că-i Maria Falix. Ei, așa ceva vrea și Bogdan. El la ce s-a oprit? Nu contează, sos, e de star să fie. Lia se cruci. Ei, uite, de-o trăsnaie ca asta, chiar că n-am mai auzit. De la Gogui să trage, vreau să zic, familia lui. Nu știi că în fiecare neam se cuibărește câte o sminteală? Ia-o pe soacră mea. De la 12 ani intrase în cap că nu se mărită decât cu un bărbat brune cu ochi albaștri. Și a tot cercetat până la dibuit. A așteptat 35 de ani, dar s-a mărit cu poza care i-a plăcut ei. Lia a început să râdă. Și Gogu, după ce poza a umblat? Jenny răspunse cu naturalețe. După rățușcă, adică după mine. Jucăria lui preferată în copilărie a fost o rățișoară de cauciuc. Va să zică, de-aia spunea el ție țușca. Vezi bine? Și nu mă supăr. Rața e o vietate simpatică și drăgălașă. M-ar fi deranjat o cămilă, băbiță, cioară, pupăză, dar astea sunt fleacuri. Chestiunea e că nu văd cum o putem scoate la capăt cu Bogdan. Cum arată Doina, că n-am mai văzut-o de când era școlăriță? Lia avansă prudent. Se prezintă absolut onorabil. Adică nu-i fascinantă, înțelese Jenny. Nici vedetele de cinema nu sunt toate absolut răpitoare. Mi-ai spus doar că vrea asemănare. Exact. Nu văd rațiunea pentru care n-am putea face o tentativă, să precizăm înainte de toate un amănunt. Bogdan are în momentul de față vreo legătură serioasă? Că nici așa nu-mi convine să intre Doinița peste altcineva, să o scoată la o adică pe nefericită din cărți. Decât noroc din ăsta să te duci la altar pășind pe perne ude de lacrimi, mai bine lipsă. Jenny turnă peste paprika și o căniță de apă cu un praf de vegetă și începu să râdă. Așa ai fost tu totdeauna, romanțioasă și poetică. Ba, mi-e frică de Dumnezeu și de blesteme și am băgat de seamă că, dacă ți-e frică, te și ajung. Cui nu-i pasă, indiferent de ticăloșie, trece peste toate ca gâsca prin apă, fără să se ude. Nu pățește nimic. Fii pe pace, Bogdan n-are pe nimeni, în orice caz nimic serios. Atunci, rosti Lia cu ochi strălucitori, merită o tentativă. N-avem ce pierde, ci doar de câștigat. Jenny o privi curioasă și amuzată în același timp. La ce te gândești, nebunatico? Să facem din Doina o sosie de star și să-i o prezentăm lui Bogdan. Din tâi, Jenny se cruci, după care se grăbi să umple două păhăruțe cu vișinată. Cin-cin! Pentru succesul celei mai trăsnite combinații de care am auzit în viața mea. Chestiunea nu era tocmai simplă și Jenny, dotată cu o fantezie moderată, deci nulă, pentru că ori ai, ori nu ai, urmărea plină de interes acrobațiile care se consumau în capul ei. Descoperi abia acum, după decenii de prietenie, că ideile, în clipa în care le-a dat start, o bântuie non-stop că știe să le organizeze și să le dea concretețe. Încă un prilej de a reflecta cu amărăciune câte talente nu s-au irosit în regimul comunist, topite în lipsă de diversitate ocupațională. Lia stabili de la bun început că primul lor obiectiv îl constituia alegerea stelei, după care urma să fie modelată Doina. Trebuie să găsim, explică Lia, o vedetă cu trăsături mai șterse, nu foarte caracterizate, pe care să o poți copia. Cum vine chestia asta? Hai să o luăm intuitiv. Pe Sofia Loren, de exemplu, nu o poți clona lesne, pentru că totul e foarte special. Trăsăturile foarte mari, un obraz privit cu lupa, nasul de acvilă, gura imensă cu 2000 de dinți sunt elemente imposibil de reprodus sau sugerat. Avem nevoie de ceva mai banal, nu foarte caracteristic sau inconfundabil. Jenny ridică din umeri. Eu ce să spun? Nu mă pricep deloc.
Stau toată ziua la televizor, dar după nume nu știu niciun artist decât tot pe ea de pe vremea noastră. Era sceptică, însă o amuza întreprinderea în sine, un fel de joacă, modul în care se implicase Lia și Lau, adică aveau altceva mai bun de făcut, tot Lia găsi soluția. Intenționa să zugrăvească și de vreo 2 luni strângea toate publicațiile care intrau în casă. În consecință, nu aruncase nici telecablurile unde se găseau poze de artiști și fel de fel de prostii despre viața lor. Ardea de nerăbdare să ajungă acasă, așa că nu-l mai așteptă pe Gogu, înghițind la repezeală în picioare o lingură de paprika și doar așa, ca să nu rămân cu pofta. Mă, râse Jenny, tu ai rămas tânără de tot. N-am să uit în viața mea chestia cu perdelele. Tot așa îți ardea jarul în ciubote. Lia râse și ea. Cumpărase o frumusețe de perdele cehoslovace, chilipir mare pe vremea aceea să prinzi un produs de import, și venise într-un suflet acasă. Îi bătea inima de nerăbdare să vadă cum se aranjează în casă și, spre stupefacția soacrăsii și în ciuda celor mai elementare norme de gospodărie, le agăță imediat peste geamurile nespălate. Ehei, oftă cu nostalgie, unde nu mai am eu acum 25 de ani? Gata, am fugit! Jenny strigă după ea. Fii atentă, zăpăcito, să nu dea vreo mașină peste tine. Tu crezi că eu mai am răbdare să merg cu tramvaiul? Iau un taxi! Peste 20 de minute stătea turcește pe covorul din sufragerie cu un malder de reviste în jurul ei. N-apucase să scoată pălăria. Dacă se apuca de ceva, Lia o făcea conștiincios și punea suflet. Lucrul de mântuială nu figura printre viciile ei, pentru că știa să ocolească tot ce era dezagreabil, aspiratorul, călcatul cămășilor bărbătești, coptul gogoșarilor, decât lucru prost, spunea ea, mai bine deloc. Așadar, se puse voinicește pe treabă, nu se mulțumi cu pozele din telecablu, cumpărând tot ce găsea în materie de cinema la tarabele din cartier și îngurgitând masiv, în căutarea vedetei ideale, o serie de filme care nu interesau. Îi intrase în cap că ea va fi o făuritoare de noroc pentru nepoată sa și ideea o anima nespus. În cele din urmă, după o săptămână de cercetări aprofundate, se opri la 2 staruri de primă mărime, Melanie Griffith și Nicole Kidman. Nu era cine știe ce de capul lor, noroc să dea Dumnezeu că după aia poți să umbliși cu chiloți în cap, important rămânea faptul că, îi se părea Liei, puteau fi relativ ușor reproduse. Nimic prea personal, nimic extraordinar, doar conceda generoasă ceva drăgălășenie, ifose și fotograf de primă mână. Îndosarie materialul și o convocă pe Jenny la un conciliabul, împreună cu Doina, desigur, care începuse să creadă că bunica sa e providențială și, dincolo de orice socoteli, e rău să semeni cu un megastar, să te recunoască oamenii pe stradă. Când era în facultate, avea o colegă care copiase până și zâmbetul Angelei Similea, iar alta, nebuna de Șerbăneasca, din grupa a patra, moartă după gura senzuală a Loredanei Groza, ajunsese să se rujeze până la nas. În cele din urmă, după șovăieli și dezbateri, consultând și cosmeticiana, alta iurită care se lăsa antrenată în pariu cu entuziasmul, se opriră la Melanie Griffith. Nimic precis, formidabil, de un banal la care poate fi adusă o figură banală, necaracteristică. Și pe urmă, de unde se iei pletele cârlionțate de permanent spiralat ale australiencei? Cu un vânt bun suflându-le în pânze, fetele se puseră pe treabă. Construiau un portret, o personalitate, iar scopul și ineditul acțiunii le entuziasma. Aveau și materia primă corespunzătoare, Doina lăsându-se prelucrată ca o plastelină. Doar Gogu, bărbatul lui Jenny, obiectă timid, nestându-i în caracter să se încontreze. Tot gândesc dacă ce faceți voi e lucru înțelept. Și de ce mă rog? Se îmbățoșă Jenny. Vezi tu, nu văd nimic decât fericirea copiilor. Lasă-mă să-ți spun ce văd eu. Doina e acum speriată că rămâne fată bătrână, gata să accepte orice compromis. Dar crezi tu că îi va conveni toată viața ca bărbatul său să o iubească de fapt pe alta și nu pe ea? Să adore fotografia unei celebrități în SIS și nu pe ea? Doina din Craiova, fata lucutare și acutarei, născută la, domiciliată la... Destul! Parcă ai fi de la starea civilă. Nu te știam așa, filozof. Bogdan are o țăcăneală care de la măsă îi se trage, dar o să-i treacă, ți-o garantez. Se înzoară azi cu Melanie Griffith și o să trăiască bine mersi cu Doina din Craiova. Fata-i cu minte, respectoasă, câștigă o pâine, știm cine-i sunt părinții. Prefer o bagabantă culeasă de la discotecă. Măcar te-ar da Dumnezeu bunutul și drăguțul să iasă cum vrem noi. Cel puțin sub un aspect, ieși. La repetiția generală, Doina trecu examenul cu brio. Silueta oricum o avea,
Dacă ești slabă și nu exagerat de crăcănată, intri în competiție, iar chipul reprezenta o capodoperă a industriei de frumusețe. Coafeza și, în primul rând, cosmeticiana, primiră aplauze bine meritate. Din tâi părul foarte des, nici pe departe punctul forte al modelului, fusese vopsit într-un blond incert și necruțător filat. Urmară sprâncenele pensate după poză, gura sculptată cu rujul creion, dermatograful care dădea rotunjime ochiului, pudra savant aplicată pentru relieful fălcilor și, în fine, o serie de alte trucuri. Desăvârșau asemănare, pieptănătura și îmbrăcămintea de adolescentă întârziată în deobște arborată de starul cu pricina. Ce mai? În fața lor se afla Melanie Griffith, sau măcar sora ei bună. O secundă desprinsă din peisajul de entuziasm general, Jenny observă. Toate bune și frumoase, dar ce te faci după ce fata își spală obrazul? Nu poți să o lași la infinit vopsită de parcă s-ar duce la teatru. În privința asta, dormiți liniștită, o asigură cosmeticiana. Nici Eva Herțigova nu e aceeași cu aia de pe coperta revistei când se scoală dimineața. Păi, aveți idee, vă spun, ca profesionistă, cât durează machiajul unei actrițe sau top model același lucru înainte de filmare zi prezentare de cârpe? Pă puțin 45 de minute. Și asta când umbli doar la estetică, nu și la vârstă. Absolut, sărilia. Și înainte de orice, prima impresie contează. După aia vedem noi cum o sucim. De, gândi Gogu, care le auzea din odaia vecină. Sunt și eu al naibii de curios să văd cum. Chestiunea strategiei care se impunea în continuare fu îndelung gândită și dezbătută. Vederea trebuia să aibă loc obligatoriu sub semnul întâmplătorului, iar victima, recte Bogdan, să nu adulmece cu niciun preț scenariul montat, jocul de culise. În varianta finală, maică-sa, adică Jenny, va pretinde că avea nevoie urgentă de un medicament, în general greu de găsit. Îl procurase Lia, doar că aceasta, din pricina unei pedicuri nereușite, nu putea încălța niciun pantof. Nedeplasabilă, deci, ca și Jenny, țintuită la pat de o criză renală. Brief, Bogdan trebuia să facă oficiul de cărăuș. Acasă la Lia, Doina avea să pice din senin și imediat după Bogdan, sub un pretext oarecare. Pe urmă, văzând și făcând cum o vrea domnul. Bogdan, dresat de maică-sa, se prezentă la Lia cu un buchet de flori și, ca să nu afișeze o grabă nepoliticoasă, acceptă o cafea. Doina sună la ușă după exact 5 minute. Arăta bine, într-o fustă extrem de mini și o geantă disco, iar emoția îi dădea lumină. E ciudat, exclamă Lia, dar voi doi încă nu v-ați cunoscut. Nepoțica mea, Doina. Bogdan se ridică și sărută mâna fetei. Pe chip se citea o mare surpriză. Semănați în mod remarcabil cu Melanie Griffith, știți, actrița? Știu, surâse Doina, ex-soția lui Don Johnson, mi s-a mai spus. Lia jubila. Se repezi în bucătărie să pună de-o cafea și, în lipsa icoanei, se închină la calendarul bisericesc țintuit în pioneze lângă blidar. Mulțumesc cu ție, Doamne, minunea s-a fost săvârșit! Bogdan mai zăbovi cam un sfert de ceas, după care, în urma unui apel pe celular, își lua rămas bun. După plecarea lui, bunica și nepoata se îmbrățișară îndelung, plângând de bucurie. Ziua se topi, nici nu știau când, într-o înserare liliachie. Bine dispuse, ba chiar fericite, se porniră să facă sarmale și cozonac moldovenesc ca la sărbătorile cele mari. Împreună cu aluatul, frământară vise, planuri îndrăznețe, sfaturi, puseră la cale o nuntă de poveste. Dar ce naiba nu suna zăpăcita de genii după cum se înțeleseseră? Stabiliseră să le telefoneze mintenaș imediat ce va fi aflat impresiile lui Bogdan. Uite că se făcuse de nou, casa se umpluse cu arome de Crăciun, semn sigur că și coptura e gata, telefonul însă rămânea mut ca plătica. Poate că nu s-a întors încă de la afacere, sugera Doina. Când ești patron, nu te mai uiți la ceas. Lia lua aparatul în poale și ridică receptorul. O fi, dar eu nu mai am răbdare. Îi răspunse chiar Jenny cu o voce care Liei îi se păru cam stinsă. Te pomenești că s-a îmbolnăvit adevăratele? Ce se întâmplă? Nu te simți bine? N-am nici pe dracu, răspunse Jenny morocănoasă. Atunci ce ai? De ce n-ai sunat până la ora asta? Jenny oftă. N-am putut, nu m-a lăsat inima. Dar ce s-a întâmplat? A zis ceva Bogdan. Nu, ni s-a părut că totul merge ca pe roate. A recunoscut-o imediat pe izmenita aia din filme. Spune, a zis ceva? De zis? A zis? Ce? Care ghinion? Odată îi se întâmplă și lui să întâlnească o sosie de star și atunci de tocmai peste Melanie Griffith, singura vedetă pe care nu o suportă organic. Îi dă alergie, vomită. Mai zi ceva. Ce păcat de cozonaci, gândi Lia stoarsă, abia acum răpusă de emoții și oboseală.
Ieșiseră o minunăție, rumeni bine crescuți, pufoși. Peste câteva luni, Bogdan veni triumfător acasă, ținând de mână o fată. Se cunoștea pe el că pocnește de fericire. Uite, am găsit în sfârșit zâna mea mult visată! Ochii și gura lui Jenny se căscară concomitent. Asta era, va să zică, fecioara lui de vis, crăiasa mult așteptată, o cioară botoasă cu nări suflecate, dințoasă din cale afară și urâtă ca foame. Barem năzbâtile din cap, gâțile alea împletite, pe puțin 100-i parcelauți asta, erau ceva de viserele. Bogdan, care exultă, traduse altfel uimirea ei. Așa-i că-i dulce, o bomboană, pur și simplu îți vine să o mănânci. Spune și tu dacă nu-i leită, upi culber. Jenny închise gura. Auzi, o bomboană. Ce-i drept, îi venea s-o înghită. Aici se termină povestirea noastră. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare frumos că ați fost alături de mine până la final. Și dacă povestirea v-a fost pe plac, o să vă rog să îmi lăsați un like și un comentariu. Ne auzim mâine pentru ultima povestire, iar apoi vom începe cu cartea dorită de dumneavoastră, Răzbunarea sluților sau Necunoscuta din congelator. Cea care va câștiga, să spunem așa, va fi cea pe care vom începe să o citim. Vă mulțumesc tare frumos, acestea fiind spuse, ne auzim data viitoare. Vă mulțumesc, vă doresc o zi cât mai frumoasă și o seară cât mai plăcută în funcție de momentul la care ascultați. Și acestea fiind spuse, până data viitoare, la revedere!